Până pe 4 iulie, pandurii vor efectua primul stagiu de pregătire la Cisnădie, Sibiu. Aici, fotbaliștii pregătiți de Petre Grigoraș vor susține și două partide de verificare. Primul amical este programat pe 1 iulie, în deplasare cu formația Gazmetan Mediaș, iar pe 3 iulie, gorjenii se vor confrunta într-un meci de verificare, tot în deplasare cu Târgu Mureș. Jucătorii recunosc că urmează o perioadă grea, dar visul european încă îi mai încurajează. Începem cu un stagiu la Sibiu pentru acumulare și unul în Austria. Este greu, orice pregătire dinainte de campionat este greu. După cât am înțeles, obiectivul să fie un opt. Da, noi sperăm să ne clasăm cât mai sus. Am vrea să nu terminăm ca și anul trecut pe locul 7. Noi ne gândim să terminăm în primele 4, să jucăm într-o cupă europeană. Veteran la pandurii, portarul Răzvan Stanca speră să dobândească o performanță bună în cele două stagii de pregătire. Sper să fie de bun augur acum, anul ăsta, să repetăm performanța din 2012-2013. Destul de acoperit postul de portar la voi, n-aveți grijă, la partea de concurență. Foarte acoperit, da. Numai că acum cine mai informă și se pregătește mai bine apără. Așa a decis. Și mijlocașul Paul Anton recunoaște că urmează o perioadă grea, dar și următoarea stagiune a Ligii 1 se anunță destul de dificilă. Fiecare perioadă, vară, iarnă, începem din nou. Asta este perioada, nu avem ce face, trebuie să ne pregătim și să începem cu dreptul. Va fi un campionat, cred că, mult mai puternic, mult mai strâns. Vă dați seama, vor pica mult mai multe echipe și, în prisma acestui fapt, va fi un campionat mult mai dificil. Însă noi sperăm să ne pregătim bine și să avem evoluții foarte bune, să nu avem probleme în campionat. Chiar dacă alte echipe au ales o perioadă mai mare de pregătire, tehnicianul Petre Grigoraș spune că pandurii nu au nevoie de un cantonament mai lung. Mai avem încă 10 zile pline la Sibiu, mai avem încă 2 jocuri de verificare și acolo, plus 5 sau 6 în Austria, cu 8 jocuri într-o perioadă de maxim 6 săptămâni, cred că este absolut suficient. După ce acest prim stagiu de pregătire va fi încheiat, pe data de 7 iulie, pandurii vor merge în Austria pentru cel de-al doilea stagiu de cantonament. În Viena, gorjenii vor disputa 5 meciuri de verificare.